Luni 16 ianuarie, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a organizat conferința Întâlniri de Suflet, susținută de actorul Dorel Vișan. Sala Pimen Suceveanul a fost neîncăpătoare pentru numărul mare de participanți veniți din diferite zone ale județului. Și toate necazurile omenirii vin din două izvoare. Unul, că ne-am îndepărtat de Dumnezeu, și al doilea, că am încălcat legile pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru armonia pământului. Aceste legi nu se pot nici încălca, nici ajusta, nici modifica. În spatele lor este întuneric, durere, suferință, boală, bătrânețe și moarte. Ulterior a avut loc și concertul Floarea albastră a sufletului românesc al coralei mixte Sfântul Ioan cel Nou a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și un recital de poezie al tinerei poete Adela Șulea, încheiat de vernisajul expoziției de pictură și fotografie Crăiasă alegându-te. La final, Părintele Consilier Cultural Constantin Oprea le-a mulțumit tuturor celor care au participat la eveniment și a acordat două distincții din partea Înalpreasfințitului Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. În seara aceasta mărturisesc pe deplin că am fost la o oră și la o lecție de duhovnicie, dar și de teologie dogmatică profundă, asimilată sau înțeleasă după inima fiecăruia dintre noi. Conferim cu părintească dragoste crucea Bucovinei maestrului Dorel Vișan pentru remarcabilă activitate în slujirea bisericii și comunității. Permanența Consiliului Eparhial a ținut cont de activitatea frumoasă a doamnei manager, director Angela Zarojanu, și în seara aceasta, în acest cadru festiv atât de frumos și duhovnicesc, dar și cultural, îi se va acorda Ordinul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul doamnei Angela Zarojanu, întrucât a urmat exemplul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, strălucit dascăl și întemeitor de școli, de numele căruia se leagă tipărirea primului abecedar românesc și tipărirea în limba română a cărților de cult și altor lucrări ziditoare de suflet, neobosit păstor duhovnicesc și apărător al credinței, care și-a asumat ca misiune și ajutorarea culturală și spirituală a creștinilor ortodoxi români din interiorul Arcului Carpatic. Binecuvântați să fie toți cei care dăruiesc aproapelui lor șansa unei educații ziditoare, a continuității culturale-lingvistice și a echității sociale, dată în reședința arhiepiscopală din Suceava, anul Mântuirii 2023, luna ianuarie, ziua 16-a, semnează Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Sunt copleșită de emoție, sunt... În același timp simt o imensă bucurie și ne bucurăm că Înalpreasfinția sa a apreciat ceea ce facem noi, pentru că cu smerenie, cu credință, ne străduim ca în fiecare zi să aducem frumusețe în sufletele oamenilor, să-i facem mai buni și generoși.
și pentru aceasta lucrăm prin teatru și cu teatru. Adâncul meu respect și vă mulțumesc din toată inima. Este un mijloc prin care m-am încărcat cu energie, cu credință că facem lucruri bune. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc!